Maria Olguca Vasilescu, atacuri în rafal la adresa lui Klaus Iohannis, ce s-a discutat, de fapt, la Cotroceni, perea ce e de acord? Discuția dintre Klaus Iohannis, Viorica Dencil subliniere Ilia Olguca Vasilescu a stârnit un adevărat scandal. Eful statului le-a chemat pe cele două la Palatul Cotroceni pentru discuții, apoi a dat un comunicat de presă prin care a desfințat pur subliniere și simplu politicile guvernului. Ilia Olguca Vasilescu iese la ramp subliniere și îl face praf pe Iohannis. Ministrul Muncii a spus ce s-a discutat la Palatul Cotroceni subliniere i-a dezvăluit ce Iohannis a fost de acord cu politica guvernului. Mai mult, Vasilescu subliniere i-a continuat tirul acuzațiilor. Comunicat de la administrația prezidențială ar fi fost scris înainte de întâlnire. A fost o discuție, iar eu înțeleg din comunicat ce nu mai trebuie să avem major salariale sublinierei de pensii pentru ce vom avea deficit. Nu e cazul. Am făcut major anul trecut, dar am rămas sub cinta de deficit. Nu se poate discuta de o creștere subliniere terea inflației. Klaus Iohannis, dacă tot vrea să rezolve problemele cerii, ar trebui să aibă o discuție cu Banca Națională. Banca Națională poate ține inflația sub control? Comunicatul de presă a fost scris înainte de întâlnire. Iohannis de aceea e de acord cu ceea ce discutăm, a spus ministrul Muncii sublinierea România TV.